Da! Oh, acolo erai! În spatele meu este uimitorul plan al mașinii timpului. Uimitor! Într-adevăr, chestia asta din mijloc este o canapea? Un bârlog? Nu chiar, este o canapea. Ca să te întorci atât de mult în timp, e afară. Nu am observat. Crede-mă, e acolo. Păi, apucă-te de treabă. Dacă ai vreo problemă, tot ce trebuie să faci e să întrebi. Tu? Cum te... O problemă, dragul meu? Da, unul foarte serios. Nu găsim arcurile, ca să nu mai spun de partea asta a buldozerului. Asta îmi aduce aminte că odată am încercat să lansez un submarin în heleșteul nostru. Nu a fost cel mai glorios incident din viața mea. E destul să spun că în această zi sunt multe obiecte care zac pe fundul heleșteului. Și? Păi, acordă-mi puțin timp și o să concep o macara care să ridice toate vechiturile acelea din heleșteul. Ar trebui să fie arcuri care să sară în aer, dar nu au sărit prea bine și amintitul meu plan a fost aruncat în noroi. Oh, mami, sigur a fost un dezastru spectaculos. Mi-e teamă să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla dacă eu, alături de curajosul câine Rexio, ar trebui să plecăm într-o călătorie subacvatică în jurul lumii, în loc să ajungem în trecut. Să încercăm cu acești dacă și să ne întoarcem la treabă. Pleacă, trebuie să mă concentrez. Am fost undeva, dar ne-am întors. La Tsang, am terminat. A fost rapid, ha-ha! Domnilor, acesta este planul unei macarale. Macaraua ar trebui să fie construită pe malul heleșteului. Ea este activată de puterea mușchilor lui Diesel, hamsterul, care este foarte puternic, deci se va descurca. Bun băiat! Exact. La sfârșit, comandantul Cretes, mai departe numit Scafandrul... Binevoiești să glumești, cocoșule? Își va pune soba magnetică și se va scufunda în apa rece ca gheața. Nu, nu pot să cred. Pur și simplu nu pot să cred. Monstrule, de ce tot eu? Pentru că ești la fel de orb ca un liac, adică poți să vezi în întuneric, iar apa din heleșteu este cu noroi și deci lumina este slabă. Zăpăcitule, ești zăpăcit și explicațiile tale sunt confuze, dar fie. Cârtița va plonja în apă, cârtița va pescui deșeurile, biata cârtiță se poate înneca și... N-o să se înnece nimeni. Relaxează-te. Lasă-l pe Crete să aibă grijă de țipanii cu electricitate care au depus ouă în bateria de pe fundul apei. Oh, mami! Ce dezordine! Și în mijlocul tuturor, sfeclele tale, Rexio, așa cum erau înainte. O margine de pat îmbietoare, Rexio. Ham, ham, ham! O, mami, poți să o iei pe acolo. Bine, bine, bine! Rexio și Cretes s-au îndreptat pe drumul cel nou care i-a condus la... Heleșteul! Cine s-ar aștepta la așa ceva? Bine. Acum. Ui. O să. Păi. Urma. Și așa a construit Rexio, câinele cel curajos, o macara? Păi, din nefericire, el a construit-o. Realizând cât de serioasă e situația, comandantul Cretes a înaintat către soba scufundătoare. Curaj? Și poate dragul de narator ar face ceva constructiv. Ce pot să spun? O cârtiță moare doar odată. Puțin mai târziu. Ca să vă scurtez povestea, mulțumesc, unchiule, pentru această prețioasă lecție de viață. Astăzi, în fața morții, închid ochii și îmi aduc aminte de acea după amiază de pe câmpul cu Morgoth. Cretes nu s-a înnecat, iar mașinăria cocoșului inventator a rezistat misiunii.
Cu toate astea, dragi copii, nu încercați așa ceva acasă. Diesel a învârtit roata cu toată puterea și... toată lumea de față a văzut un sâmbure mare și rotund cu o gaură în mijloc. Un simplu heleșteu s-a dovedit a fi... o gaură! O galerie de cârtiță! Nu, nu pot să cred! Aici înnoată rațele, iar dedesubt este o adevărată galerie. Și așa a construit Rexio, câinele cel curajos, mașina timpului. Hei! Desigur, cu ajutorul lui Cretes. Am auzit că ai terminat. Bine, și eu. Aceasta este ultima mea invenție, telecomanda pentru mașina timpului. Fă-te confortabil și o să-ți explic cum funcționează. Moale! Mai întâi trebuie să pui mașina într-o galerie, apoi stabilești coordonatele de timp corespunzătoare pe telecomandă. Aici? Nu aici. Funcția acestui buton, după cum ai demonstrat, este să reduci mărimea dispozitivului, astfel încât să-l poți duce în buzunar. Tu ești? Serios? Bine, știi totul. Succes! Rexio a pus mașina timpului în galerie. Trebuia să se întoarcă în timp și... și găsiți-l pe acest Nostradamus! De data asta m-au trecut fiori. Cretes, stabilește coordonatele de zbor la ora 3. Gata deja! Succes și încearcă să nu schimbi cursul istoriei pentru cocoș. Scrie o scrisoare sau ceva. O să ne fie dor de tine. Bine, bine! Buzunare goale? Totul e gol. Putem merge acum? Da, poți. Păi atunci, whiz!